Bună, dragii mei! Sper că ați încheiat cu bine prima zi din săptămână. Vă e foame sau vă gândiți ce să luați mâine la pachet? Asta n-ar fi o problemă dacă acel ceva de pachet n-ar trebui să întrunească mai multe calități. Să fie sănătos, să fie hrănitor, să fie ușor de făcut și să mai fie și aspectuos. Doar trăim în secolul vitezei și trebuie să le facem pe toate repede. Numai că secolul 21 sau al vitezei ne bântuie și cu multe fantome. Și fantomele astea se numesc obezitate, depresie, o hrană nesănătoasă. De aceea vă invit în fiecare seară, de luni până joi, să veniți alături de noi, să învățăm să gătim sănătos, rapid și gustos. Așa că bine ați venit la Aventurile Bucătărașilor! Ziceam că trebuie să gătim sănătos și repede și mâine, când deschidem pachetul la serviciu, să-i facem pe toți să le fie poftă de ce avem noi în farfurie. Se numesc andive. Arată bine, sună bine, dar sună și amar. Când spui andive, te gândești întotdeauna la amărăciune. Amărăciunea asta însă nu face decât să ne aducă în organism multe vitamine. Și combinată, așa cum vom face în această seară, ne va duce la un mic dejun sau un prânz sau chiar o cină și sățioasă și gustoasă și, în plus, fără să ne îngrașe pe noi, doamnele și domnișoare. Așa că să procedăm. Ce o să gătim? O să gătim andive cu cremă de brânză și, la sfârșit, o delicatesă, un fusion exotico francez de mango cu cremă de brânză brie. Și să începem, deci. Andivele, spuneam, sunt ele sănătoase, dar ar trebui să știm și cum să le recunoaștem în momentul în care le cumpărăm. Cam așa ar trebui să arate o andivă curată, bună și gustoasă. Nu trebuie să fie nici exagerat de mare, nu trebuie să aibă nici frunzele ofilite, trebuie să fie un alb curat, sănătos, cu vârfurile ușor verzui. Să știți că nu e neapărat nevoie, dacă ați cumpărat andivele, ele să și trebuiască să fie gătite în aceea zi. Nu, le pot lăsa 3-5 zile în frigider, să știți, într-o pungă. Și haideți să vă învăț un mic truc. Nu multora dintre noi le place o mâncare care să aibă acest iz ușor amar. E bine să le gustați înainte de a le consuma. O să-mi permiteți, o să fac și eu asta acum. Mai ales că mie îmi plac în stare pură. Și dacă considerați că sunt amărui foarte, foarte amare, le puteți lăsa 10-15 minute în apă rece cu zeamă de lămâie sau cu oțet. Ce am mai avea noi nevoie pentru crema noastră de brânză? Aceasta este andiva, da? Smântână, unt, cașcaval ras, piper, boia și la sfârșit eu am ales să pun și puțin caju pisat. Toate, sigur, nu stați neapărat cu hârtii, cu cărți de bucate alături de dumneavoastră. Ceea ce vă place contează foarte mult. Dacă eu vă spun acum că voi pune puțin piper și dumneavoastră vă place o idee mai piperat, nu vă ține nimeni să schimbați rețeta. Și chiar vă rog să-mi trimiteți variantele dumneavoastră de fiecare dată după ce prezentăm una dintre rețetele noastre. Haideți să începem, că deja trece timpul și ne e foame. Am pus smântână, punem și cașcaval ras. Vă spun, mergeți după gustul dumneavoastră, după cum știți că le mâncați, puțin mai grase sau puțin mai slabe. Dar asta îmi va da mie prilejul până când iau o lingură și o furculiță, să vă spun că nicio viață sănătoasă nu o puteți duce în lipsa sportului. Deci îmbinați întotdeauna mâncarea sănătoasă, hrănitoare și gustoasă și cu puțin sport făcut în cam orice, în cantități atât cât trebuie, pentru că nu spune nimeni că a trebuit să
facem cu toții sport de performanță. Am început să omogenizăm ingredientele. Dacă e cremă, atunci să fie cremă. Deci trebuie să fie cât mai bine frecată. Ca să-i tăiem totuși din grăsime și din calorii, o să adăugăm și brânză proaspătă. Am adăugat. Toate acestea nu vor face decât să taie din vestita amărăciune a andivei, să-i dea gustul ușor picant, gustul de lactate de calitate și îmbinate toate, de ce să nu ne gândim că or să ne aducă și aportul de calciu și aportul de fier, de magneziu pe care îl conțin cu toate adunate, și legumele și crema de brânză. Andivele sunt recomandate inclusiv persoanelor care țin tratamente pentru diabet. Să știți, sunt extraordinar de bune. O să folosesc o furculiță. După cum vedeți, am la îndemână lucruri pe care cu siguranță le aveți și dumneavoastră în bucătărie. Niciuna dintre ele, dintre rețetele noastre, nu va necesita nici măcar să vă ce spune la vecini, decât ca să-i poftiți la masă, la preparatele dumneavoastră gustoase, pentru că tot ceea ce noi vom prezenta, cu siguranță se va găsi și în bucătăria și în frigiderul dumneavoastră. Am adăugat un praf de boia și de piper. Acum va urma o treabă deosebit de tragică, adică vom rade ceapă. Toți ne ferim, nu cred că e om să nu se ferească de acest moment culminant al bucătăriei, rasul cepei. Am ales o ceapă roșie. E indicată așa mai mult pentru design, orice ceapă aveți în casă, inclusiv ceapă albă, ceapă verde, va arăta foarte bine în compoziția noastră. Dragii mei, procedura o știm cu toții, ziceam că ne ferim de ea. Poate dacă alegeam să gătesc andive în tocăniță sau în supă, pentru că se pot face și așa, aș fi scăpat de acest moment al bucătăriei, dar nu-i nimic. Lucrurile bune și frumoase necesită și sacrificii și acesta nu e că ar fi unul cu totul și cu totul neplăcut. Adăugăm ceapa. Andiva pe care am folosit-o la demonstrația de început, am să o folosesc ca să o tai în bucățele destul de mici și să o înglobez și pe ea. În crema noastră. Îmi place întotdeauna și vă recomand și dumneavoastră să aveți masa de lucru cât mai ordonată, să nu pierdeți timp căutând nici ingredientele, nici ustensilele din bucătărie. Crema este aproape gata. Folosim andive puțin mai mari, pe care la fel le tăiem pe lung.
pentru a face din ele corăbioare, ușor de îngurgitat, ușor de luat la pachet, pe care le vom umple cu cremă de brânză. Avem grijă la cotoare, nu toate se rup chiar cum ne-am dorit. Și pe un platou începem să așezăm corăbioarele de andive pe care, la care vom adăuga crema de brânză. Să știți că andivele au fost, nu le știm chiar de când lumea. Sunt o creație, să zicem, în ghilimele, belgiană. Au fost descoperite, în aduse și cunoscute în toată Europa din 1830, din Belgia. Un lucru excelent făcut pentru noi, cei care dorim să ducem o viață sănătoasă, pentru că, credeți-mă, chiar sunt o sursă de energie și de vitamine pentru noi. De ce nu chiar astăzi, uitându-vă la televizor, comentând sau discutând cu prietenii, în locul altor mâncăruri nesănătoase sau care vă îngrașă, vă fac rău, de ce să nu luăm genul acesta de aperitive cu care ne putem uimi toată familia și vecinii? Nu le mâncați în această zi, le puneți frumos la frigider, le țineți la rece, pentru că crema de brânză se poate oxida, strica mai ușor. Am spus că am păstrat caju, eu prefer caju, puteți folosi și chimen. Am aici un praf de chimen pe care îl presar peste semințele, le presar peste andive. Cajul fie îl tăiem la fel ca pe usturoi, vedeți că arată ca o căpățână de usturoi, fie îl punem într-o râșniță de orice și îl mărunțim cât se poate de bine. Adăugăm tot ceea ce v-am arătat până acum. Credeți-mă, este o sursă de vitamine, fiecare dintre ingredientele pe care le-am pus în ceea ce am gătit astăzi își are rostul ei în organism. Nu spune nimeni că va trebui să mâncăm de acum zilnic andive, ci doar că nu trebuie să pornim de la idei preconcepute că sunt amare, că sunt în vreun fel anume și nu ne plac la gust. Și vă mai spuneam că platoul n-ar fi el platou dacă nu am fi și puțin inventiv. Și asta îmi doresc de la dumneavoastră, să fiți inventivi în bucătărie. Am ales o brânză cu specific franțuzesc, pe care o să o combin într-un desert aperitiv, cum doriți dumneavoastră, cu fructul de mango,
pe care la fel îl curățăm, îl tăiem. Sigur că nu o să putem tăia absolut milimetric. Este și, am și ales un fruct mai copt. Îl puteți pune și în blender. Aleg niște bucăți mai mari. Deși tradițional se vorbește de îmbucătură atunci când vorbim de aperitive. Și ca să fie mai mai ușor, vom rade brânza cu mucegai. N-are nimic dacă o regăsim și peste amarele noastre andive. Vine din nou dorul să mai ronțăim caju crud și am gândit un platou pe cât de sănătos, pe atât de hrănitor, apetisant, care poate fi folosit seara, dimineața sau la prânz. V-am spus, niciunul dintre ingrediente ținute în frigider timp de câteva ore nu o să cauzeze cu nimic, nu vă va face rău. Nu o să vină nimeni la dumneavoastră să vă spună că i-ați deranjat nici cu mirosul, nu vă faceți grijă de la ceapă. Cu siguranță vor veni să vă ceară să guste, pentru că toată lumea știe că o mâncare sănătoasă este și mâncare gustoasă. Acesta este rostul nostru, spuneam, să prezentăm lucruri simple, lucruri la îndemâna oricui, care să vă facă dumneavoastră viața mai sănătoasă și mai ușor de trăit. Ce veți auzi de la mine la sfârșitul fiecărei emisiuni va fi că ingredientul principal cu care veți face toate bucatele gustoase, hrănitoare și apetisante este dragostea. Nu contează că în seara aceasta n-ați avut avocado în casă sau andive. Contează poate doar că ați avut un praf de sare și o ceapă. Dacă veți avea dragoste, cu siguranță veți cuceri cu ea o lume întreagă. Poftă bună și ne revedem și mâine. La revedere, dragi bucătărași!